Îți mulțumesc ție, Doamne, pentru că mi-ai deschis și astăzi ochii și pentru că mă pot bucura de frumusețea și de măreția creației tale. Chiar dacă în jurul meu toate par să se schimbe din ce în ce mai repede și chiar dacă nu găsesc întotdeauna timp pentru a căuta la liniștea sufletului meu, eu las toate cele ce mă îngrijorează în mâinile tale și te rog să faci tu cu ele după cum e voia ta. Căci numai tu știi, Doamne, care e rostul tuturor celor ce se întâmplă și numai tu te îngrijești ca ele să fie înspre îndreptarea noastră. Slăvit fie numele tău, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc ție mulțumire pentru toate binefacerile cu care m-ai învrednicit. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn, stăpân și făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog, nemăsuratei și negrăitei tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul, dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-ți aduc și să grăiesc și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă feri nici astăzi de minunile tale și fă-mă parte voii tale cerești. Dă-mi să văd cu ochii curați toate frumusețile cu care mă binecuvântezi, căci cred cu toată ființa mea în miracolul iubirii tale. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!